Laura Vas este una dintre puținele cântărețe din România care a fost pusă la grele încercări în viață. Celebritatea a cunoscut-o de pe vremea când era minoră și umplea cluburile de manele. Împreună cu Sorin Copilul de Aur, erau mereu în centrul atenției și pe primele poziții în topurile de specialitate. S-a spus despre ei că formează un cuplu, iar acest lucru a fost negat ulterior de cei doi. Însă Laura, la acea vreme, trăia o poveste de dragoste ieșită din tiparele normalului. Fiind o adolescentă naivă, venită de la Vaslui, a picat repede în mrejele iubirii și s-a îndrăgostit de un bărbat însurat. E povestea mea, e trecutul meu, mi-l respect și mi-aduc aminte cu drag de cele mai frumoase momente din viața mea. Artista nu regreta relația pe care a avut-o cu Daniel, zis chinezu, și pentru el a renunțat la cariera muzicală, iar el la familia lui. Pot să spun că era gelos pentru că tot din dragoste vine și lucrul ăsta. Iar lucrul ăsta, deci gelozia lui, undeva a afectat relația noastră, prietenia noastră. Povestea lor de dragoste a durat 6 ani, iar finalul a fost unul dramatic pentru cântăreață. După ce nevasta iubitului a aflat de infidelitatea soțului, aceasta s-a răzbunat pe Laura, a bătut-o și a tuns-o. Și eu am suferit, și ea a suferit, și el a suferit. Toți trei, pe cât ne-am iubit, pe atât am suferit, în tot timpul ăsta. Relația lor s-a încheiat brusc, iar cântăreața a plecat la Londra, la familia ei, și s-a retras definitiv din lumina manelelor. O perioadă a avut grijă de mama ei, care era grav bolnavă, iar în urmă cu mai bine de un an a reluat colaborarea cu managerul ei, Dan Bursuc, și a revenit pe piața muzicală. Acum Laura este singură și își dorește o familie. Oare își va găsi sufletul pereche? Acel bărbat care să o iubească așa cum merită. În această seară, frumoasa cântăreață va afla răspunsurile la întrebările care o macină. Va fi oare fericită? Va fi o femeie iubită? Laura Vas alături de Veronica Acara. Hello. It's bună me. Seara, bună seara, bine ai venit. I was wondering. Vă rog să luați loc aici pentru un minut. Hai aici. Până facem o mică treabă acolo, o să vedem de ce avem niște scaune în studio. Deci Laura, trece vremea, ne vedem la emisiune și tu în continuare rămâi o fată singură, nu? Da, vremea trece, vremea vine. Da, așteptând de ce oare? Pentru că deci toate am lucrurile sunt, cum să spun, tu ești o așezată în viața ta, nu simți că lucrurile astea ar trebui cumva să se schimbe? Da, bineînțeles. Totul stă în puterea noastră să facem. Păi și atunci ce lipsește? Ceva la tine? În viața mea acum, sincer spun, nu lipsește nimic. Am tot ce îmi doresc. Sunt înconjurată de oamenii pe care iubesc și de care sunt iubită și dorită. Partener. Că nu am un partener de viață. Despre asta e probabil tema în această seară. Pentru mine e o provocare și mă bucur să o cunosc personal pe doamna Veronica, cu care mi-am permis să o tutuiesc. Pune până Veronica. Să intrăm. Da, Veronica. Eu sunt deschisă, dacă Cristi. Dacă ești deschisă, să trecem la treabă. Doamnelor și domnilor, Laura și Veronica sunt invitate la aceste scaune. Știți că de fiecare dată când avem ceva aici, eu aici e o hârtie. Așa. Și la un moment dat o să întorc eu hârtia. Deci ne jucăm. Nu ne jucăm sau nu e de joacă, mă, Laura, mă, e important. Nu e de joacă. Nu vă uitați la mine, eu fac ceva aici. Nu vă uitați, la un moment dat o să vedeți ce fac aici. Nu știu, mie îmi place să mă joc. Acum fiecare cum vrea să privească. Deci Laura, ce faci? Bine, foarte bine. Mulțumesc. Mă bucur că sunt invitată din nou la Cristin emisiune cu o temă atât de specială.
Cum ar fi iubirea sau lipsa ei? Cum ar fi iubirea? Nu știu, lipsa iubirii nu face parte din viața mea. Uh-huh, uh-huh. Dar cu toate astea nu ești într-o relație. Nu sunt într-o relație intimă, de iubire. Uh-huh. De iubire de genul ăsta. De iubire față de un bărbat. Ok. Uite, ca să mă asigur de egalitatea dintre noi două, o să-ți vorbesc puțin din experiența mea. Da. În perioada în care am fost singură, adică în lipsa unei relații, am constatat că, de fapt, eu nu eram în afara unei relații. Eu, de fapt, aveam o relație cu lipsa iubirii. Noi credem că suntem fără relație și că suntem singuri. Probabil și de asta nu suntem disponibili. În realitate, noi suntem într-o relație cu lipsa iubirii. Și ce înseamnă că suntem într-o relație cu ea? Eu una personal și presupun că noi toți cam facem același lucru. Acordam mai multă atenție lipsei iubirii decât perioade anterioare când fusese iubire. Mai multă atenție, mai multă preocupare, mai multe grijă, mai multe afecte, evident negative. Și atunci m-am gândit să facem un joc. Da. Da. Hai să-i dăm. Îmi place cum sună. Facem din lipsa iubirii un personaj. Și îl numim domnul lipsa iubirii Radu. Ești de acord? Sunt de acord, dar cine e prietenul cui? Lipsa, domnul lipsa poate iubirii? Poate fi al oricărui om, al oricărui doamne care se uită la noi și este singură. Pentru cei care se uită, am înțeles. Poate fi domnul lipsa iubirii cu care tu ai o relație acum. Îi dăm un nume, Radu sau Gelu. Cum mai vrea să se cheme? Nu știu, Francesco, mie îmi plac numele astea mai... Francesco? Da. Ok. Stai o secundă, atunci, domnilor, lipsa iubirii trebuie Francesco. Să scriem aici. Francesco, da? Uite. Francesco. Deci da. Sunt eu, tu și prietenul tău, domnul lipsa iubirii Francesco. Măi, nu știu, Francesco, dacă... Lăsăm, gata, nu ne mai răzgândim în privința numelui. Nu de nume. Gata, nu mai de nume, dar cum să spun, eu nu prea sunt de acord cu prezența lipsei. Nu știu dacă... Da? Francesco, dacă ar exista... Da. În viața mea sau nu știu cum să spun. Dar eu nu există. Relaționez cu lipsa iubirii. În viața mea nu există personajul ăsta. Eu nu comunic cu lipsa. Nu relaționez cu... Deci nu ai o relație. Eu sunt un om foarte optimist, ai înțeles? Uh-huh, și uh-huh. foarte credincios. Și trecutul meu e trecut. Am trecut foarte frumos și, cum să zic eu, cu de toate, ca orice om. Da. Au trecut 4 ani de zile de la ultima mea relație sau de la ultima mea iubire, prima și ultima, mm-hmm. până în prezent. Mm-hmm. Și am să spun un lucru foarte frumos. Așa, o să mă îndrept puțin. Eu, pentru mine este prima oară când stau de vorbă cu un psiholog. Psiholog profesionist, sau cum ar trebui să spun? Am pregătirea unui psiholog, nu am calitatea de psiholog, nu fac terapie nu cu terapie. Tine și nu fac terapie cu nimeni. Da. Terapia mea, îți spun eu care e terapia mea. Terapia mea este muzica, este terapia mea vine din familia mea, deci terapia mea este iubirea. Mă înconjor de iubire, iar cel mai bun sfătuitor, deci în afară de familia mea și fratele meu, mama mea, tatăl meu, este Dan. Dan Bursuc, pe care toată lumea știe că m-a ajutat mm-hmm. foarte mult. Eu am fost în perioada mea de copilărie, am făcut o greșeală și am lăsat muzica pentru dragoste. Iar Dan a fost omul care a înțeles și m-a iertat. Drept dovadă, cum știe toată lumea, el... a creat și creează și susține fel și fel de copii și tinere uh-huh. talente pe care îi aduce, cum să spun eu, îi face oameni în societate. Uh-huh. Și eu mă aflu printre ei, printre primii copii care am crescut lângă el și în continuare cresc, cu toate că acum am maturizat, privesc viața... un pic mai ușor datorită faptului că mă identific foarte bine uh-huh. cu ceea ce fac și mă regăsesc uh-huh. foarte bine în ceea ce fac. Poate atunci m-a luat valul și am pus dragostea înaintea carierei mele.
Dar la ora actuală și cred că toată viața mea, eu așa mi-aș dori ca Dan să fie sfătuitorul meu, psihologul meu, dacă vrei să-i spun așa. Hai să facem ceva. Și da, vă dați seama că mă simt un om norocos să trăiesc și să învăț de la, de la cineva. Pentru că știți, e o vorbă, dacă nu ai un bătrân să ți-l cumperi. Într-adevăr, eu nu mai am parte de bunicii mei. Dar vă spun sincer, pentru mine cea mai mare hrană și cea mai mare susținere și suport și emoțional și din multe puncte de vedere vine din partea lui Dan. Am înțeles. Hai să... Da. Hai să facem ceva. Hai să facem schimb de locuri, să trec eu lângă domnul lipsa iubirii. Te rog, Francesco. Poate tu te înțelegi mai bine cu el. Da, este... Mie mi-e străin. Este străin? Lipsa iubirii mi-e străină. Nu face parte din viața mea. Nu știu ce înseamnă asta. Eu fiind de părere că atunci când suntem singuri, noi nu suntem singuri 100%, noi tot suntem în relație cu ceva sau cu cineva. Da. De regulă suntem, adică putem fi în relație cu trecutul nostru, un trecut dureros, putem fi în relație cu niște afecte care ne împiedică să avem o altă relație. Asta e părerea mea. Și da, aș fi vrut... deci am încercat să fac din lipsa iubirii un personaj. Este domnul lipsa iubirii Francesco. Da. Și aș vrea să le întreb pe doamnele din public. Doamnelor, ați vrea să luați acasă pe domnul lipsa iubirii Francesco? Foarte interesant. Nu-l vor doamnele acasă. Păi... Un răspuns foarte categoric. Clar, doamnelor, da, ați vrea să-l furați pe domnul lipsa iubirii Francesco și să rămână cu dumneavoastră? Eu cred că lipsa iubirii vine exact cum ai spus tu mai devreme. Lasă-mă puțin, pentru că doamnele au răspuns și da, vreau să spun ceva. Te rog. Uneori stăm cu domnul lipsa iubirii, Radu, domnul lipsa iubirii Francesco, știi de ce? Pentru că nimeni nu-l vrea, cum am văzut. Doamnele nu vor să-l ia acasă ca atare. Domnul lipsa iubirii nu ne va părăsi pentru o altă femeie, nu ne va abandona, nu ne va înșela și acest lucru ne securizează. Și da, putem sta așa și 3-4 ani fără să ne gândim că de fapt nu intrăm într-o altă relație pentru că nu suntem disponibili. E drept, tu vorbești foarte frumos despre iubire. E clar, există mai multe feluri de iubire, da? Iubirea pentru mamă, pentru tată, pentru Dumnezeu, pentru frați, pentru prieteni. Da. Dar ce altă iubire la fel de importantă există? În afară de aceste iubiri multe, care sunt multe. Ce crezi? Te referi acum la iubirea... La feluri de iubire. Ce oare o iubire la fel de importantă ca toate celelalte, poate și mai importantă, este... Știi, iartă-mă, noi două discutăm de la om la om, de la invitat la invitat, da? Ca da, să știi că n-am vreo autoritate. Așa. Da. Cum să spun? Eu, în afară faptului că mă aflu aici pentru a fi sinceră și deschisă și a spune ce am pe suflet sau ce gândesc, da? Simt că am și o responsabilitate față de cei care ne urmăresc. Așa. Pentru că așa este. Vreau, nu vreau, sunt un exemplu. Așa este. Pe care îl poți urma sau... Da, așa știi este. Cum e? Noi ne luăm din viață ceea ce ne place de așa la este. Viață. Așa culegem. Este. Și... Dar ce-ar fi să vorbim despre iubirea față de noi? Pentru că așa te vei... Iubirea față de noi? Mm-hmm. Da, dar nu știu... Dacă ai niște întrebări directe și concrete, mă gândeam cum vezi iubirea aceasta față de tine. Față, știi de ce? Uite, eu într-o seară m-am trezit că mă simt singură. Când ne trezim că suntem singuri, nu vorbim cu noi, sunt singură, Doamne, ce se întâmplă, e o stare. E ceva care mănâncă din noi cum mănâncă lăcomia din Hagi Tudose. Adică e o stare grea. Și atunci... mi-am permis 2-3 secunde să stau așa și apoi mi-am spus, cum îndrăznești să crezi asta despre tine când tu ești cu tine? Călătoria asta o facem numai împreună cu noi. Venim singuri pe lume și plecăm singuri. Întâlnim oameni, e drept, pe care iubim, de care ne lovim, cu care ne bucurăm, dar noi suntem, fiecare dintre noi, cea mai importantă persoană din viața noastră. Și legat de asta, dacă mă lași să adaug ceva...
ca să pot să mă fac înțeleasă de tine și să-ți faci probabil un curs al... Nu de mine, nu. Nu știu. Nu vorbim pentru cei care te iubesc pe tine. Referitor la ce vorbim acum, eu am o vorbă. Dacă... Deci nici aici nu există lipsa iubirii. În relația cu mine... Nu mă îndoiesc. Te îndoiești? Nu, te îndoiești, da. Deci, în relația cu mine, eu am spus așa că cel mai mult timp din viața mea îl voi petrece cu mine. Deci, prin urmare, eu trebuie să mă iubesc, trebuie să mă respect, trebuie să știu cum să relaționez cu mine. Pentru mine lucrurile astea sunt clare. Păi și atunci de ce am fost păcălită că tu ești singură de 4 ani? Eu sunt într-o eroare foarte mare, tu nu ești singură. Sunt cu mine, în primul rând sunt cu mine. Deci nu ești singură. Eu am foarte mare grijă de sufletul meu, crede-mă. Păi dacă ești cu tine... Vezi? Și trăiesc momentul și prezentul. Nu mai sunt ancorată în trecut. Trecutul, deci trăiesc foarte, foarte... cât pot eu de conștientă prezentul. Și mă gândesc la viitor, la planurile mele, la cariera mea, la vise, dorințe, ce mai vreau să fac și îmi doresc să fac numai lucruri frumoase. Avem un minut, așa. Atunci când suntem cu noi, e cea mai bună promisiune pe care o putem face celorlalți. Eu am pus greșit acest scaun, eu înțelegând că tu ești singură de 4 ani. Tu nu ești singură, tu ești cu tine. Chiar e cea mai bună promisiune pentru ca orice bărbat care te-ar putea cunoaște. Prima care are grijă de mine sunt eu, da, așa este. Prima care mă iubește și relaționează cel mai mult și petrec cel mai mult timp este cu mine. Asta ca să le transmitem și telespectatorilor noștri, stimați și iubiți. Stimați telespectatori, atunci cât suntem cu noi și când suntem cu noi, nu vom fi niciodată singuri. Noi, dacă suntem cu noi, suntem cea mai bună promisiune pentru ceilalți. Noi, dacă nu putem fi o promisiune pentru noi, nu vom fi pentru nimeni altcineva. Da. Deci, probabil că nu e singură. Nu sunt singură, eu am știut mereu lucrul ăsta. Probabil că bărbatul care bărbatul, da, că așa e lumea făcută. Femeia să trăiască cu bărbat, da? Femeia e om și trebuie să trăiască cu omul din ea și după aceea va trăi cu un bărbat. Și în a doua parte să trăiască cu un bărbat. Probabil că bărbatul acela trebuie să relaționeze foarte bine mai întâi cu el. Și eu încă nu l-am întâlnit. Da, e vorba de timp aici. E după colț. Doamnelor și domnilor, e vorba despre timp, în sensul în care emisiunea asta se termină. Emoțim Veronica Iacara. Nu uitați că mâine la ora 10 este Refresh Bavana Tour cu ocazie cu care, atenție mare, există un interviu în exclusivitate cu Mihaela și Silviu Prigoană, ceva foarte tare. Și duminică de la 4:30 dosarele VIP. Am și o melodie în premieră la tine în emisiune. Se numește Jură Viața Mea, pe care o puteți găsi pe canalul nostru oficial, Rotera Music, în duet cu Surpriză. Vedeți voi cine. Doamnelor și domnilor, mulțumim! Numai bine, viața de vedetă, Laura Vas! Mulțumesc! Vas. Jură viața mea.